Să nu ne gândim că problema ebolei s-a rezolvat și să nu lăsăm garda jos. Ebola este letală și contagioasă și trebuie să o suprimăm înainte de a provoca noi decese sau să ducă la un virus și mai cumplit. Îi felicit pe toți cei care și-au riscat viața în lupta împotriva ebolei. Însă, în același timp, trebuie să avem eforturi reînnoite. Uniunea Europeană și alte instituții, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, trebuie să se asigure că există condiții pentru a evita o astfel de epidemie în viitor. Trebuie identificate urgențele potențiale, trebuie să existe coordonare, trebuie să construim coordonare și compatibilitate și să putem să dăm un răspuns prompt, inclusiv cu resurse financiare. Trebuie să cooperăm cu toate țările care au făcut dovada unor neajunsuri și nu putem să uităm cazul Liberiei. 4 milioane de oameni cu 51 de doctori. Asta este cauza epidemiei.